minut. Da. Un minut. Deci, atenție. Cel care a vorbit adineauri a zis așa, frumusețe, nu sclipire. Splendoare. Da, da, nu, splendor. Adică... Strălucire. Strălucire, pardon. Am zis sclipire, strălucire, mulțumesc frumos. Măreție, claritate. Iar domnul Alvaro a pus o problemă foarte grea pentru noi. Păi dacă suntem limbă matricială, care e relația noastră cu, cu limba latină? Iar această relație poate fi tranșată la modul principial. Vă rog frumos, Serghei. Da. Deci, deci ce vreau să vă spun? Când înveți o limbă, domnul o înveți, termin acum. Când înveți o limbă, înveți cuvintele cu înțelesul din limba respectivă. Noi avem cel puțin 10 cuvinte care în limba latină înseamnă ceva, iar în limba română înseamnă altceva. La noi talpă înseamnă talpa piciorului, la el înseamnă cârtiță. La el aflu, aflare înseamnă a sufla, la mine înseamnă a găsi. Ceea ce arată că eu n-am învățat limba latină de la ei. Deci existența omonimelor nu mai merge. Cine de la noi? Deci există omonime, iar aceste omonime infirmă la nivel de principiu ideea că noi am învățat latina. Da, mulțumesc frumos!